în județean Vâlcea a investit undeva peste 600 de mii de lei. Investiția este mare, este importantă, peste 14 miliarde de lei vechi. O investiție substanțială. Spuneam că în Vaideen se fac investiții foarte, foarte importante și aceasta este una dintre ele. Cum avea? Asistent social, asistent medical și sprijinul medicilor din localitate, care și vor veni aici și ne vor sprijini, adică vor fi cât mai aproape de oameni. Și Consiliul Județean vă sprijină cu siguranță. Mulțumim din suflet. De ce? Pentru că este important să ducem actul medical cât mai aproape de cetățean. De aceea asigurăm cofinanțări, asigurăm parte de investiții și pentru Vaideen și pentru Brezoi și pentru Horezu și pentru Râmnicu Vâlcea, unde avem toate spitalele în lucru, după cum știți, și în general și pentru Bălcești, era să uit, și în general pentru tot ce înseamnă act medical la nivelul județului Vâlcea. Spor la treabă domnului primar din Vaideen, felicitări dumnealui și celor care au muncit și le mulțumesc anticipat celor care vor avea grijă de oamenii care vor veni aici să se caute de sănătate.